Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune a Fotoriul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simon, în studioul Capital TV avem invitat de data aceasta o doamnă, se numește Agripina Elena Cazan, este coordonator pro-România a orașului Giurgiu. Îi spunem bună ziua, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua și bine v-am găsit. Doamna Agripina, încercăm pe cât de mult putem să îi invităm pe toți oamenii care contează într-un anume fel pentru comunitățile din care fac parte aici în studioul Capital înainte de a începe campania electorală pentru a-i cunoaște în primă fază. Și atunci stau, mă uit la noastră și vă întreb în același timp pentru telespectatorii noștri, cine sunteți dumneavoastră? Sunt Cazan Agripina Elena, este numele meu, locuiesc în Giurgiu, sunt din Giurgiu și sunt economist de profesie, lucrez în momentul de față la Sanatorul de Pneumofiziologie Giurgiu în cadrul biroului de managementul calității. Viața grea aveți acolo? Destul de grea în perioada și tocmai faptul că traversăm o perioadă foarte grea din punct de vedere al sănătății populației. E spital COVID acolo, nu? Este spital COVID de aproape o lună. Și cum e? Destul de greu. Sunt cazuri care vin, se internează, unii se rezolvă, exact, alte cazuri mai grele, din ce știu eu, nu. Alte cazuri mai grave sunt direcționate către spitalele care pot să asigure asistența medicală necesară. Deci munciți în cadrul acestui sanatoriu, economist. Și ce căutați în politică? În politică sunt de mult. Mi-a plăcut politica întotdeauna, dar cred că sunt puțin atipică. Mi se pare că în politică trebuie să ai propriile idei, să-ți respecti principiile, să nu le încalci și atunci poți să ajuți comunitatea pe care vrei să o reprezinți în anumite funcții în care ești ales la un moment dat. În politică am intrat de mult, în anul 2000, am fost membru PSD până în anul 2010. Deci ați fost PSD-ist. Am fost membru PSD din 2000 până în 2010. Până în 2010. În 2008 am și candidat pe Camera Deputaților pe primele alegeri uninominale pe Colegiul 2, Orăștie, Simeria, Giurgiu. Neșansa la acel moment a fost să nu ajung să întrunez numărul necesar de voturi, dar m-am clasat pe locul 2, a fost o reușită la acel moment. Pe locul 2, adică după cel care a intrat? După cel care a intrat deputat. Câte voturi mai trebuia atunci? Nu foarte multe, 1800 de voturi și aș fi putut să ajung. Dar după aceea lucrurile nu au fost foarte ușoare în politică. Am devenit ulterior membru UNPR. Se înființase la acel moment partidul și am candidat pentru funcția de consilier județean și am și fost consilier județean din 2012 până în 2016. Nu, v-am zis, nu totdeauna politica a fost cea care, așa cum am crezut eu, poate nu am vrut niciodată să mă abat de la principiile mele. Am avut această idee de a candida independent, să formez o echipă de alături de mine de consilieri care să candideze și independenți, tocmai pentru a nu depinde de politic atunci când ajungi să ocupi o funcție. Păi și de ce n-ați făcut-o? Am fost sfătuită că este foarte greu ca independent. Șansele sunt minime, adică minime, mult mai mici față de atunci când reprezinți un partid politic care dă o anumită forță, se spune, și chiar un plus este adus în momentele în care sunt campanii electorale și alegeri. Bun. Am decis să vin alături de Pro-România, fiind un partid de centru-stânga,
mi s-a părut că este mult mai potrivit pentru ceea ce îmi doresc eu un viitor din punct de vedere politic. Deci până când ați fost în PSD? Până în 2010. Și din 2010 până în 2020? Din 2010 până în 2014 am fost în UNPR. În 2014 eram consilier județean și la acel moment era nevoie de o majoritate solidă în Consiliul Județean care să poată implementa proiectele inițiate la nivel județean și am ales să trec împreună cu colegii de la acea vreme consilieri județeni, am trecut alături de PNL. Ulterior, în 2016, am avut o pauză de politică. Așa, de ce? V-am zis, atunci a fost momentul când mă gândeam că poate nu totdeauna partidele este cea mai bună soluție. Așa credeam că un independent, dacă stau ca și independent, va fi mai ușor. V-am zis, am fost sfătuită, mi s-au adus argumente la acel moment că totuși e mai bine să fiu membra unui partid și atunci când îmi doresc să candidez, să intru într-o competiție electorală, să reprezint un partid politic. În regulă. Și acum v-ați îndreptat spre Pro-România. De cât timp stați în acest partid? Din 2018. Și de ce Pro-România? Pro-România este un partid nou, un partid cu o viziune care mult mai potrivită de ceea ce gândesc eu ca și politic, în care sunt respectați și promovați profesioniștii, oamenii care chiar cunosc foarte bine pe domeniile lor de activitate, pot să aducă și o schimbare la nivel național și ea se răsfrânge mai jos, normal, în zona locală a acestui partid. Victor Ponta a fost un premier de excepție din punctul meu de vedere, a făcut față unei perioade foarte grele la nivel național după criza din 2009-2010, a reușit să relanseze economic și chiar să ducă țara pe o direcție, zic eu, destul de bună. Am încredere că alături de ceilalți reprezentanți la nivel național vor face lucruri foarte, foarte bune pentru țară. Și atunci modul în care ne-au fost prezentate toate proiectele ca și partid politic, viziunea partidului, m-a făcut să iau decizia de a mă alătura Pro-România. Are vreo legătură decizia noastră cu faptul că Pro-România este condusă de Victor Ponta? Victor Ponta a fost PSD, dumneavoastră a fost membru PSD, adică vreau să spunem lucrurilor pe nume. Da, în mare parte da, este social-democrația, este mai aproape de ceea ce gândesc eu în momentul de față și faptul că trebuie să existe un partid care să țină cont foarte mult de ceea ce își doresc oamenii, nu doar de proiectele politice, strict politice ale acelui partid. Bun, ideea este că dumneavoastră am înțeles că doriți să candidați pentru funcția de primar a orașului George din partea Pro-România, nu? Mi-am depus candidatura pentru funcția de primar și totodată și lista de consilieri ai Pro-România. Și din acea listă fac parte ca și candidat pentru Consiliul Local. Dar principala țintă este postul de primar al orașului Giurgiu. Pentru că nu știam exact ceea ce se va întâmpla, dacă vor fi alegeri în această perioadă, dacă nu vor fi, lucrurile nu sunt ușoare, populația traversează o perioadă foarte grea din punct de vedere al sănătății. Acest virus destul de agresiv ne-a schimbat tuturor viețile, dar totuși campania se apropie,
alegerile vor avea loc și atunci am decis să intru în, să-mi depun candidatura pentru funcția de primar. De ce? Pentru că eu cred că este nevoie de o viziune, în primul rând, de o viziune pe termen lung. Din ce am văzut în ultimele perioade, atunci când au fost campanii electorale și acum 4 ani și acum la mulți candidați, văd că se opresc doar la ce pot face astăzi, fără să aibă o strategie foarte bine gândită, pentru că trebuie să ne gândim la viitor. Nu, și viitorul se schimbă, lucrurile nu stau totdeauna, nu se opresc la ceea ce este acum în momentul de față. Ori Giurgiu cred că are nevoie de o schimbare majoră, pentru că suntem oraș din anul 2000, deci de 20 de ani Giurgiu este oraș, dar mie mi se pare că nu prea reușim să trecem granița ruralului, din păcate, și atunci are nevoie de o viziune, de o strategie de dezvoltare pe termen lung. Nu să venim cu promisiuni doar pentru astăzi, pentru că ele sunt doar lucruri care se rezolvă de moment și nu vor avea un impact asupra dezvoltării unei localități. Și George nu are o strategie de dezvoltare în momentul ăsta? Eu cred că are o strategie de dezvoltare mai veche, nu este actualizată, nu este adusă la cunoștința cetățenilor. Pentru că, în primul rând, trebuie să actualizeze acea strategie. Exact cum v-am spus, lucrurile se schimbă și trebuie să ne adaptăm totdeauna să facem față schimbărilor și cerințelor din momentul actual. Ori foarte puțini cetățeni cunosc această strategie. Ea nu este comunicată și nu se regăsesc lucrurile care își doresc foarte mult oamenii. Avem multe sate aparținătoare orașului Giurgiu, sate care în momentul de față încă mai au nevoie de apă, canalizare, drumuri, sunt lucruri elementare care lipsesc acestor sate aparținătoare orașului Giurgiu. Bun, acum eu nu pot să fac pe neștiutorul pentru că n-am cum. Am avut emisiuni și cu actualul primar al orașului Giurgiu, cu Vasile Cărăguț, și îmi spunea că se lucrează la lucrurile de canalizare în satul nu știu care, în satul nu știu care, se va introduce apa nu știu unde, că s-a asfaltat, că se construiește grădinițe, că se reabilitează casa de cultură. Dumneavoastră îmi spuneți iarăși de apă și canalizare. Încă mai este nevoie. Cine, cum? Încă mai este nevoie de... mai sunt zone. Vă dau un exemplu. În satul Renghet, de exemplu, am mers pe drumul comunal care face legătura din Giurgiu Băi spre Renghet, unde cum pe e, deal... Cum e, Renghet sau Renghet? Renghet. Că am auzit atâta variante... Unde este o zonă de case pe deal, unde nu este acces în momentul de față. Accesul este aproape inexistent. Acei oameni merg pe drumul comunal până în centrul Renghetului și de acolo trebuie să meargă pe jos cu căruța sau în vârful dealului. Până pe deal. Încă deci sunt acolo. Nu știu cu exactitate câte familii sunt, dar știu că și acolo sunt persoane vârstnice, sunt copii care au nevoie să ajungă la școală sau trebuie să meargă la medic, au nevoie de ambulanță, este imposibil să ajungă. Deci, iată, mai sunt încă multe, multe lucruri de făcut. Da, este foarte bine că s-au... Dacă sunt 2 sau 3 familii, să faci investiții de miliarde... Dar și acele 2-3 familii contează, nu cred că trebuie să-i uităm. Ori de multe ori concentrarea administrației locale au fost pe satele unde populația este mai numeroasă. Păi și normal? Pe... Este normal, da, în dar... Primă fază? În primă fază, dar nu trebuie uitați nici cei care... Ei sunt de acord. Locuiesc în zone mai defavorizate, mai greu accesibile. Bun, și chestiile astea, accesul și așa mai departe, acolo e drum comunal, nu? Drum comunal. Kilometru de... Cam cât ar fi de asfaltat sau ce ar trebui făcut acolo?
dacă tot am vorbit despre lenghet. Ar trebui, poate nu asfaltat, în prima fază ar trebui pietruit și astfel încât să fie practicabil, este impracticabil în momentul de față. Eu, pe o distanță de? Cam 6 km. E mult. Vedeți ce înseamnă o investiție de genul ăsta? La bugetul Giurgiului vă permiteți? Că e drum comunal. E drum comunal, da. Eu nu am spus că trebuie și bugetul, trebuie gândit în așa fel încât să ajungă pentru fiecare câte un pic. Poate nu toți... Nu știu, nu mă pricep. Nu sunt... Da, nu cunosc detalii de tehnice. Dar sunt specialiști în fiecare unitate administrativă, sunt specialiștii care trebuie să lucreze, care pot să spună ce... Și ne-ați discutat, zic și eu, cu actuala administrație publică, băi, uite, drumul ăla, ce se întâmplă cu el, ce, vi s-a spus ceva sau doar ați observat lucrul ăsta? Nu, doar am observat, pentru că am circulat pe el de curând și am crezut că nu o să reușesc să mă întorc cu mașina întreagă. Dacă eram la dumneavoastră, mă duceam direct la primărie. Doamne, ce faceți cu drumul ăla? Și știam ce și cum. Ce alte probleme mai aveți acolo? Din punctul nostru de vedere. Din punctul meu de vedere, cred că, așa cum v-am spus, acea viziune pentru dezvoltarea Giurgiului trebuie să aibă în vedere necesitățile comunității. Pe fiecare domeniu de interes și peste tot primul domeniu este sănătatea. În ce înseamnă accesul la servicii de sănătate, acolo trebuie neapărat dezvoltat și venit cu alternative, astfel încât oamenii să nu mai fie obligați să aștepte minute în șir după o ambulanță sau să meargă la medicul de familie foarte distanță foarte mare. Care medic de familie? Nu mai aveți? Este un singur medic de familie. Soțul meu este medic de familie, este singurul medic de familie din Giurgiu. Păi am înțeles că mai e nevoie de un medic de familie. Ar fi nevoie de cel puțin un medic de familie, pentru că numărul înscrișilor, pacienților înscriși pe listă este foarte mare, nu mai poate să mai preia pacienți pentru că nu poate să-și mai desfășoare actul medical de calitate. Și atunci oamenii sunt obligați să apeleze la alți medici de familie din zonă, ceea ce înseamnă o distanță destul de mare. Aici ar trebui neapărat administrația locală Eu am avut o discuție, mă scuzați că vă întreb, nu-i frumos să întreb pe doamnă, dar stăm la fotoliu cu Ghin. Eu am avut o discuție cu domnul primar Cărăguț, cu domnul Vasile Cărăguț și îmi spunea exact același lucru. Domnule, avem un dispensar, uite, suntem dispuși să îi asigurăm eventual și cazare unui medic. Dispensarul e dotat, e nevoie de un medic de familie. De ce nu se găsește unul? Că e nevoie de ceva timp. Pentru că este dotat dispensarul, dar încă necesită foarte multe investiții pentru a ajunge la un nivel de cabinet medical de medicină de familie. Ca acel cabinet să fie autorizat, mai necesită investiții. Administrația locală ar trebui să faciliteze toate aceste investiții. Ar trebui, pentru a atrage, este un deficit de medici de familie în toată țara. Tinerii medici care s-au format au mers pe specializări altele decât medicină de familie. Da, de ce? Pentru că medicina de familie, din păcate, în țara noastră, ea, legea... E vorba de bani, de salarizare? Sigur, i-a forțat pe medicii de familie să devină un fel de întreprinzători privați. Adică. Ei sunt cabinete, își desfășoară activitatea prin cabinete medicale individuale, unde trebuie să-și asigure absolut tot, să-și administreze acel cabinet, să-și îl doteze, să-și angajeze asistente medicale, personal. Da, și câștigul e... Este mult sub ce înseamnă câștigul unui medic dintr-un spital. Adică vă referiți la salarizare? Sigur că da. Sigur adică că un da. Medic de familie care are, să zicem, nu știu, 2000 de pacienți pe listă, Câștigă puțin mai mult venit pe cabinet decât un medic care lucrează într-un spital adică nu și care face și gărzi.
eu ce vă spun, poate puțin mai mult decât câștigă un medic. Da, puțin mai mult. Un medic. Dar din acel, nu știu, acolo este un... E cu contractele cu casa. Este cu contractul cu casa, este venitul per servicii și per capita, funcție de lista pe care este un anumit punct, un care... Există un număr de asigurat un algoritm pe care de calcul. Ai nu este un anumit număr de asigurați, dar doar un anumit număr de servicii medicale se plătesc pe zi. Pentru că asta presupune că medicul doar atât poate să consulte și restul ce consultă, și au fost situații și soțul meu când a consultat poate încă o dată numărul care a fost decontat de casa de asigurări, pentru că nu putea să nu îi consulte pe acei pacienți. Servicii care au fost nedecontate, care rămân nedecontate. Da. Servicii de caritate oarecum. De fapt știu de chestia asta cu n-ai voie mai mult de nu știu câți pe zi, câți? 25. 25 într-un de interval pacienți, de 6 ore. Dar nu lucrează medicul 8? Nu. A, nu. 6 ore? 6 ore. Deci în 6 ore 25 de pacienți. Asta înseamnă că trebuie să aloci un anumit timp unui pacient, nu? Păi da, omul poate vine după rețetă. De ce trebuie să-i aloci lui timp cât îi aloci unuia care... Pentru că este consultație medicală. Este considerată o consultație. Vine doar după rețetă, dar poate are nevoie să îi se schimbe tratamentul sau poate au apărut ceva modificări în starea dânsului de sănătate, pacientului de sănătate. Nu mă pricep, nu este un domeniu pe care eu... Da, mai foarte puțin, nu discutăm mult, fiecare își are... Dar... Iar vă zic că fiind singur medic de familie în Giurgiu este foarte greu. La noi se deschide poarta sâmbăta, duminica, noaptea, nu contează. Sunt pacienți, oameni, locuitori ai Giurgiului care au nevoie de serviciu medical indiferent de oră și atunci ce fac? Primul lucru, bat la poarta medicului și este destul de greu. Ar trebui gândit, dezvoltate serviciile de sănătate pentru că se pot dezvolta și la nivelul orașului, astfel încât oamenii să meargă într-un cabinet în care să li se asigure permanența și eventualele intervenții nu majore. Acolo există ambulanță și spitalul de la Orăștie sau alte spitale din zonă unde să meargă și să își rezolve problemele. O cameră... Nu discut cu regia. Vă rog. O cameră de primiri urgențe minore poate fi înființată la nivelul unei administrații locale, unde medicii de familie din zonă să asigure prin rotație gărzile și să asigure permanența. Atunci oamenii clar ar avea unde să se adreseze. Bun, și în afară de asta cu serviciile medicale, ce ar mai fi? Asta ar fi doar pe parte de medicina de familie, dar v-am zis, trebuie și dezvoltat și o policlinică sau de ce nu, dacă este necesar și se dovedește că ar fi util înființarea unui spital orășenesc, unde omul, cetățeanul să aibă acces foarte repede la serviciile de sănătate. De multe ori, diferența între viață și moarte, știm toți, este dată de secunde, minute, în care dacă profesionist, un specialist, un medic intervine, viețile pot fi salvate. Un alt domeniu de interes major și în Giurgiu și este la nivel național este învățământul. Pentru că fără un popor sănătos și educat nu avem ce aspira la o dezvoltare economică și bunăstarea în comunitate. Bun, dar aveți învățământ acolo la Giurgiu din câte știu eu. Avem învățământ și cred că e singurul învățământ cu tradiție într-un anumit domeniu. Exact, este Colegiul Tehnic Agricol Giurgiu, Alexandru Borza Giurgiu, dar și învățământul. De asemenea, părerea mea că trebuie să gândim mai mult decât să ne oprim la ce înseamnă liceu.
pot fi, am și discutat, pot fi înființate parteneriate cu Institutul Agronomic din Cluj-Napoca. Am luat de agronomie și medicină veterinară. Am luat legătura și am discutat cu un profesor universitar care au spus că sunt interesați de a deschide și a avea învățământ superior în Giurgiu, pentru că foarte mulți tineri din zona Giurgiu și din județul Hunedoara sunt studenți în momentul de față ai acestei facultăți de agronomie și medicină veterinară din Cluj. O filială. Despre asta și despre multe altele vom vorbi împreună cu doamna Agripina Cazan în partea a doua a emisiunii. Luăm câteva momente de publicitate, după care revenim.